Daria Rebecca în această seară, doamnelor și domnilor, un copil foarte talentat. Daria, te rog să vii, dar nu pe banca aia, aici, vreau să stai lângă mine, pentru că tu ești și sărbătorită, dar uite că nu avem niciun prieten în această seară. Ce se întâmplă cu prietenii noștri? Unde sunt? Pe micul ecran. Pe micul... A, așa este. I-a lăsat în fața micului ecran. Dar uite, avem o surpriză pentru tine, avem un tort... Avem gânduri frumoase și ne ridicăm ca să primești tortul de la Roxana Birică și florile de la mami. Mulți ani! Ajută-mă, Georgel, că eu nu pot cu la mulți ani.
Păi dacă ai luat tonul ăsta, nu mai poți să intri în tonul ăsta. Te rog frumos să îl dai tu, așa. La mulți ani, Daria. Să strălucești, să înflorești, să ne bucuri cu glasul tău mulți ani de acum înainte și mulțumesc. Să te ții de treabă. Și fii atentă, eu îți doresc așa, fiecare om care vine în viața ta, uite, pune-ți încă o dorință, mai ai dreptul la câte dorințe vrei tu și suflă în lumânare. În lumânare, da? Nu în artificii, așa, aici. Așa, și să o bucuri pe mami, felicitări mami pentru tot ceea ce faci, sunteți o echipă minunată, dar tu pune-ți dorința că eu vorbesc până termin tu de suflat și după aia te întreb. Nu, las-o acum liniște ca să sufle. Și-a pus dorință. Hai! Bravo, Dari! La mulți ani! Tu îți iei și florile de la mami. Uite, o loc. Nu sunt de la mami, vreau să rectific. Păi, spune, te rog. Bună seara, vreau să rectific. Acest buchet este oferit de Miriam, de Roxana. Este oferit Dariei, cadou de ziua ei. Este un buchet minunat, ceva extraordinar de frumos, pe care noi l-am pus la loc de cinste acasă și am zis că ar fi indicat să-l vedeți și voi și să-l vadă întreaga lume cât este el de frumos. Să-i mulțumim, să le mulțumim încă o dată pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru cadou, pentru faptul că au fost prezente lângă noi ieri la petrecerea Dariei, unde a fost minunat, s-au jucat, s-au distrat, a fost de vis. Totul cine, a fost de vis. Cine a avut ideea asta de tortul ăsta? Cine l-a ca să fiu comandat? Sinceră, cofetăria, pur și simplu. Mamă, l-am luat fără comandă. Comanda a fost ieri făcută pe dorința și să mai spun un secret astăzi. Ideea de petrecere cu stici, că asta a fost petrecerea noastră de ieri, a fost ideea Roxanei. Eram total în... Uite, îl rog pe Ionuț, pe colegul meu de la tehnic și pe Georgiana Aurică, dacă este acolo, pentru că noi avem o surpriză pentru tine, da? Dacă avem surpriza pentru o altă surpriză. Cristina, rămâi aici, te rog frumos. Hai să primim cu toții acolo, iată. Ia uzi, să dăm acolo frumos. Și pentru Andrei Nicolae și el îți spune la mulți ani. Nu spui. Nu spui. Gata, mă, am înțeles, ți-ai lăsat invitație acasă să te vadă la televizor, da? Ți-ai pus o dorință acolo una și aici alta? Sau e aceeași dorință? Nu, e alta. Dă-i microfon, e alta, e mai multe. Da. Păi, da? Normal, are mai multe și să știi că merită, Georgel, pentru că este un copil care muncește foarte mult, studiază enorm de mult și câștigă foarte multe premii. Da, este un copil foarte talentat, este și frumoasă, dar i-a dăm voie să te pușu. Ești frumoasă, și eu să ești te talentată. Pup, să spun că te iubesc, te las în cânt, telespectatorii, eu vă iubesc, vă mulțumesc, vă las pe cele mai buni. Ia placă în Andia, să știți. Mă întorc, să știți. Pot să zic și eu ceva? Da, pentru la seară? Da. Vreau să spun pentru Miriam că o iubesc și că buchetul ăsta e cea mai mare surpriză pe care am avut-o și îl iubesc și pe Nicu și pe Unica și pe Bunelu și desigur și pe Roxana. Bravo, bravo, frumos. Păi, Daria, te rog frumos să ne mai cânti și imediat vor veni și alții invitați. În această seară am foarte multe surprize, foarte mulți artiști pentru dumneavoastră. Acum, Daria noastră cu glasul ei fermecător. La mulți ani!
formidabil, extraordinar. Daria, la mulți ani pentru cei 8 anișori, să fii sănătoasă. Uite, rămâi pentru că vine artistul Florin Petrușcu, un buchet de flori, vine și doamna Olga Ceapras, prietenii noștri, vin și dumnealor să spună la mulți ani și să-și facă curaj, să vină în platou. Hai, Olguța, hai curaj, haideți, domnul Petruș, domnul comisar șef, mulțumesc. Florin Petruș, cel care se lasă așteptat. Mă bucur că am venit cu 5 ore înainte și uite-l că este pregătit domnul comisar, tăticul meu drag și minunat. Încă o dată la mulți ani, Daria, să fii sănătoasă, mulțumesc, să te bucuri de cei dragi ai tăi și să știi că porțile emisiunii noastre întotdeauna îți sunt deschise. Să lasă așteptat, domnul comisar, vă rog mult de tot. Dați-i florile, domnul artist. Bine ați venit. Dați-i florile, fetei. Mulțumesc. La microfon. Un buchet de flori pentru tine de ziua ta. Îți doresc multă sănătate și împlini, draga mea. Daria, îți mulțumesc încă o dată, să fii sănătoasă, te așteaptă mami pentru că mergi din nou la petrecere, da? Iar artistul Florin Petruș trebuie să ne cânte. Daria, te pup, te iubesc, te așteaptă mami acolo, te așteaptă prietenii tăi. Numai bine, doamnelor și domnilor, ne cântă artistul Florin Petruș. Și pornesc la vânătoare prin pădurea de la țar, mă-ntâlnic cu mândra iar. Să tui cu mândra pe iarbă, uita-i de vâna de treabă, să tui până pe noapta și de toate am uitat. Nu cred că e vreun păcat să vânezi ce ți-a fost dat. O mândruță lelișoară, a mai mândră căprioară. Când vezi unde nevasta mea, că afară se sera, plecă nevasta-n pădure, poate-o da cumva de mine. Vreme lungă a zâmbit și pe mine m-a găsit, cu cap lângă o lelișoară, ce-i ziceam eu căprioară. Când ajunserăm acasă, mă întrebă a mea nevastă, sune-mi te-ai vânat ceva, poate gândul tot la ea. Nevestica m-aștepta cu vinul de cinciocă, cu puiul friv la ceaun, pâine caldă pe cuptor. O luai atunci în brață și-o sărutai cu dulceață, pe buze, pe obrăjor, până dimineața-n zori. Cântece frumoase, cântece nemuritoare, domnule comisar șef Florin Petruș, vă rog să vă așezați aici lângă doamna Olga Ceapraz, mi era dor de dumneavoastră, mă bucur că suntem împreună, bine ați venit! Bine v-am găsit, mă bucur că în seara asta am de-a face cu domnul Georgel Nucă. E prima dată când ne ziceți domnul! Dar de ce mă domniți așa? Ce să spun eu? Vreau să spun că inegalabilul, atunci inegalabilul Georgel Nucă. Nu mai sunt copilul dumneavoastră, să copilul înțeleg? Copilul meu, e păi copilul meu, sunt master respectator. Da. Da. Vedeți, dacă nu ne vedem prea des, ajungem la dialogul ăla de domnul, de inegalabilul, auzi în țara asta. Nu, dumneavoastră sunteți săticul meu de suflet și vreau să o salut și să-i spun sărut mâna și doamnei Marieta Șerban, soției dumneavoastră, un om extraordinar. Sărut mâna, mămică, și să știți, dacă eu nu vin atât de des la dumneavoastră, aici în sufletul meu aveți un loc special. Vă pup, vă iubesc, vă stimez, numai că știți foarte bine că munca de televiziune nu este una ușoară. Dacă nu am fi aici, nici telespectatorii nu s-ar uita la noi. Iată, drept dovadă că în săptămâna aceasta, televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre, a fost în primele 5 poziții. Iată, peste Favorit TV au fost
numai 4 televiziuni mari din țara noastră, iar pe locul 5 am fost noi. Acesta este lucru care mă bucură foarte, foarte mult, să văd că românii se uită la noi, să văd că oamenii iubesc muzica populară. Din toată inima mea vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ne așezați în topul audiențelor, pentru că emisiunea Întâlnirea Românilor se detașează cu foarte mult față de alte emisiuni care aduc în prim plan cântecul popular. În momentul de față, televiziunea Favorit rămâne în preferințele oamenilor. Și vă mulțumesc tuturor și le mulțumesc colegilor mei din televiziune și le mulțumesc în mod special artiștilor care ne trec pragul casei. Fără interpreți nu am putea gândi aceste frumoase emisiuni. Îi spun bun venit și doamnei Olga Ceapraz, o prietenă dragă sufletului meu, în urmă cu mulți ani, cu aproape 20 de ani, când prezentam emisiunea Rapsodia Românească. Doamna Olga Ceapraz s-a prezentat atunci și de atunci am rămas buni prieteni. Iată cât de mare este dorința asta pentru cântecul popular. Doamna Olga are în suflet cântecul tradițional și nu se lasă. Eu am să o ajut atâta cât pot eu și de aceea am readus-o în atenția dumneavoastră. Sărut mâna! Îți mulțumesc din suflet, prietenul meu cel bun. Fără tine cred că n-aș putea să trăiești pășesc pe drumul muzicii populare. Da, care tu ești un om ambițios și da, sunt convins că visul tău va deveni realitate. Ai lângă tine oameni care te susțin, oameni care te apreciază. Ieri am fost la doamna Sofica Cărbunaru, nu ieri, alarteri. Și am vorbit despre tine. Mi-a spus că ești un om bun, ești un om care merită să fie ajutat. Deci ai mulți prieteni și o salut pe această cale pe doamna Sofica Cărbunaru. Și eu la fel, din tot sufletul. Și doresc numai bine. Vom vorbi astăzi despre începuturile în cântecul popular și cu dumneavoastră și cu artistul Florin Petruș, pentru că este bine să le spunem oamenilor cum am început noi și care sunt cei care ne-au arătat calea spre succes. Care sunt oamenii care ne-au împins, dacă vreți, pe drumul ăsta al muzicii populare. Și am să îl întreb pe domnul Petruș. Cum a început? De eu și eu știu cântă de multă vreme, dar când ați revenit așa în forță? După ce ați ieșit la pensie, nu? Numai atunci. Că ați avut mai mult timp. Pentru că meseria pe care ați practicat-o nu vă permitea atât de mult. Într-adevăr, așa este. Când la vârsta de 5 ani jumate, am cântat în stânga și dreapta. Mă fac să și zâmbesc. Să și pe râd. Asta trebuie să faceți, să le zâmbiți oamenilor de acasă. Da. Poate emoția își face apariția și nu întotdeauna îmi permit. Da, dar dacă nu am avea emoție, n-am putea transmite atât de bine mesajul cântecului exact. Popular. Deci, când la vârsta de 5 ani și jumătate, am cântat în stânga și în dreapta, e adevărat, la diverse simpozioane, adunări, la Căminul Cultural din Comuna Peretu, acolo unde seară de seară. Deci de la 5 ani v-ați îndrăgostit de cântecul popular. Da. Vreau să continuăm povestea cântecului după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți, ne întoarcem imediat. Am revenit, dragii mei prieteni, și încă o dată vă mulțumesc pentru că iubiți cântecul popular, pentru că urmăriți emisiunile noastre. Și înainte de a merge mai departe cu întrebările pentru invitații mei, pentru domnul comisar șef Florin Petruș și pentru doamna Olga Ceapraz, am de făcut o dedicație specială pentru un om special, pentru un mare iubitor al cântecului popular, pentru domnul comandor, inginer Nicolae Popa, din localitatea Orșova, județul Mehedinți. Este un om absolut minunat și acolo, în Orșova, domnul comandor, inginer Nicolae Popa este cunoscut sub numele de Corrado Catani al clisurii Dunării în acțiune. Domnule Popa, să fiți sănătos și mă bucur că iubiți cântecul popular. Domnul Petruș, să continuăm povestea cântecului. Sigur, aceleași urări îi doresc și eu, domnului comandor Popa Nicolae, având în vedere că îl cunosc foarte bine. Multă sănătate îți doresc, domnule comandor. Se uită la noi. Ați început de prin clasa a 5-a, după aia ați
mai serios. Vreau să trecem când ați luat vorba aia, taurele de coarne și... Haina militară, am îndrățișat haina militară. Trecând în rezervă, am luat-o mai serios, așa. Cine a fost cel mai apropiat de sufletul meu? George Nucă, o spun deschis. Chiar dacă acum recunoaște sau nu recunoaște. El m-a luat și pas cu pas mi-a clădit în suflet, eu știu, darul ăsta de a cânta pentru telespectatorii noștri din România. Să știți că eu chiar ajut, domnul. Într-adevăr, Petru. Așa este. Eu nu cunosc niciun gram de răutate. Pe mine nu mă interesează ce face unul, ce face altul. Eu am alte treburi mult mai importante decât să mă intereseze ce fac cei din jurul meu. Doamna Olga, noi pentru prima dată ne-am văzut la Rapsodia Românească, un concurs organizat de Televiziunea Favorit. Da. Și asta se întâmpla în urmă cu 15-20 de ani, nici nu mai știu exact câți ani. Da, este, nu, vezi, azi e cu noroc. La microfon te rog să vorbești. Da. Deci vreo 20 de ani. Da. Olguța, ești plină de emoții. Tu știi să vorbești foarte frumos prin cântec. Da. Ca să-ți treacă toate emoțiile alea, te rog să ne interpretezi ceva. Ea nu are înregistrări deocamdată, dar în viitorul apropiat se va întâmpla și acest lucru și își va face mă și ea. Acolo sau când? Nu, poți să stai aici, Olguța. Vreau să rămâi aici, să te, lângă mine așa să te ascult. A capela. Lung e drumul gorjului, lungă e apa jiului, gorjul are doruri multe, jiul știe, dar nu spune. Gorjul are doruri multe, jiul știe, dar nu-l spune. Jiule, pe malul tău am stat cu neicuțal meu, mă ruga să-i cânt de tine, să-i cânt dragostea din lume. Mă ruga să-i cânt de tine, să-i cânt dragostea din lume. Sus în munții gorjului, în poiana dorului, se adună oițele și cântă băcițele, mă. Ciobanii cu fluierele în gână doinițele, mă. Eu ascult doinele toate și le cânt pe înserate. Cine ascultă dorile, mă? N-ai vă parte de oftat să nu fie supărat, mă. Foarte frumos. Vedeți, doamnelor și domnilor, ce voce frumoasă, ce voce catifelată, ce voce extraordinară are Olga Ceapras. Trebuie ajutată, trebuie susținută. Dacă o puteți ajuta într-un fel pe această româncă, vă rog să o faceți. Le-aș mulțumi din toată inima. Uite. Și mi-ar îndeplini o dorință care de mult, dar dacă nu ai bani, nu ai posibilitate, nu poți să mergi pe drumul ăsta. Nu poți să pătrunzi, așa este. Doinița, Doinița, Olguța, voi vrește Doinița și nici nu știu care Doinița, poate că Doina Ghițescu, că mi-e dor de ea. Doinița, te pup. Te rog să ne mai interpretezi un cântec. De la Maria Cornescu? Maria Cornescu. Maria Ciobanu, ce vrei tu? Cine oare n-a aflat că neicuța m-a lăsat, mă? Cine oare n-a aflat că neicuța m-a lăsat, mă? Mă? Am o floare alături, mă. Ea mi-a lină inima, mă. Ea mi-aduce liniștea, mă. Seara când o chemi la masă, ea strigă tată prin casă. Seara când o chemi la masă, ea strigă tată prin casă. Eu știu bine că nu vine și plânge inima-n mine. Ea nu știe și l-așteaptă, iese-n prag și strigă tată. Mi-ai trimis neicuță vești că tu nu mă mai iubești, mă.
Mi-ai trimis, Nicuță, vești că tu nu mă mai iubești, mă. Iubește-ne, că ce-ți place și lasă-mi inima-n pace. Acum ești la casa ta, mă. De ce-mi tulburi liniștea, mă? Să nu știe, Nicuță, ce e pe inima mea, mă. Am să iubesc și-am să cânt, mă, că m-a băgat în pământ, mă. Prin cântec când strig durerea, cântecul mi-e mângâierea. Bravo, bravo, bravo! Foarte frumos. Uite, un cântec așa care liniștește sufletul omului, deși este un cântec de despărțire, dar sunt convins că mulți au regăsit în acest cântec. La microfon, Doini, Orguța. Eu am aceeași viață, adică cum a fost al Maria Cornescu, chiar am rămas cu doi copii și mi-aduc aminte că băiatul meu când avea, bine, băiatul meu nu mai e acum, că a murit la 15 ani, mă am fata. Băiatul meu, când intra cineva în casă de sex bărbătesc, făcea tata, tata. Deci el simțea că lipsește o... Dar de ce? Tatăl copiilor, ce s-a întâmplat cu el? Tatăl copiilor mi-a murit înnecat. Eu am rămas văduvă la 25 de ani. Și cu doi copii. Și pe urmă tu, Olguța, tu cu ce te descurci acum? Păi am soțul care acum în august face 40 de ani de căsătorie. Mulți înainte să fii sănătoși. Dar cu el n-am mai făcut copii, nici el n-a vrut copii, dar deja eram necăjită că rămăsese... Te susține, te înțelege? Da, păi avem 40 de ani de căsătorie. Nu, în ceea ce faci tu acum, nu prea mă susține. Nu? Nici fiica mea, nici el. Că eu cred că dacă aveam în casă pe cineva care mă susținea și făcea, hai mă, mergem, facem... Poate important altcel... e că tu în suflet ai cântecul popular. Da, da. Eu trebuie să vă mulțumesc că ați trecut în această seară pe la noi. Rămâi acolo, Olguța, pentru că vreau să-l punem la cânta pe domnul Florin Petruș. Și vă mulțumesc și dumneavoastră și vă mulțumesc și dumneavoastră. Giuseppe, nu, înainte de a face câteva dedicații. Mâine este o sărbătoare destul de importantă și aș vrea să fac câteva dedicații, dacă se poate. Sigur că da. Așa. În primul rând pentru domnul general Pavel Abraham, e șeful meu. Îi doresc multă sănătate, împliniri. Mama Petruța Toader, de la, pe care o iubesc cel mai mult, mama soacră. Petruța Lazăr, de asemenea, încă o persoană din domeniul medical. Totodată Petrică de la Craiova, de la Perișor, Petrică Florea, îl cheamă, așa îi doresc multă sănătate și împliniri și pentru toată lumea multă sănătate. Numai bine pentru toată lumea, doamnelor și domnilor, ne cântă artistul Florin Petruș. Rămâneți alături de noi pentru că imediat vin alți artiști ai cântecului popular și ai muzicii ușoare. Avem multe surprize pentru dumneavoastră. Florin Petruș acum. Haide, haide, Dico, hai, vino să jucăm și noi. Haide, haide, Dico, hai, legăna și așezat. Haide, haide, Dico, hai, ora de la noi din sat. Haide, haide, Dico, hai, haide, haide, Dico, hai, intră horă, ce mai stai? Mângă-i filma, ramă, floare, că-i horă de sărbătoare. Haide, haide, Dico, hai, intră horă, ce mai stai? Mângă-i filma, ramă, floare, că-i horă de sărbătoare. Haide, haide, Dico, hai, joacă de rupe o pinca. Haide, haide, Dico, hai, cu drag neica mi-o privește. Haide, haide, Dico, hai, ca un strădel se vârtește. Haide, haide, Dico, hai, haide, haide, Dico, hai, intră horă, ce mai stai? Mende-ți-n maramă floare, că-i horă de sărbătoare. Haide, haide, Dico, hai, intră horă, ce mai stai? Mende-ți-n maramă floare, că-i horă de sărbătoare. Și
și de jucat. Haide, haide, Nico, hai, de dicat s-am pieticat. Haide, haide, Nico, hai, dar iute s-a ridicat. Haide, haide, Nico, hai, și hurâia s-a băgat. Haide, haide, Nico, hai, haide, haide, Nico, hai, intră, hură, ce mai stai? Mendeți-n mărama floare, că-i hură de sărbătoare. Haide, haide, Nico, hai, intră, hură, ce mai stai? Să răspune peste plai, haide, haide, Nico, hai. Sufletul meu, ce mi-e drag mie pe lume, omul fain cu vorbe bune. Bine îmi petrec lângă el mereu, că-i după sufletul meu. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Și cânti cu mine, uite toate și-ți vine. Nu mă viață ai, nu te amăgi, trăiește-o așa cum știi. De petreci cânti cu mine, uite toate și-ți vine. Nu mă viață ai, nu te amăgi, trăiește-o așa cum știi. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Inima închină cu noi cât un păhărel și pune-ți amarul el. Multe gânduri te apasă dacă stai tu după masă. Un pic dacă joci și te veselești, mai ușor prin toate treci. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Viața nu te iartă, vezi cum dintr-o dată anii tineri și frumoși tăgată. Lasă-ți inima să facă ce vrea, că e nu rău ți-apărea. Shows in the flicker.
Laura, Laura, o voce absolut minunată, doamnelor și domnilor. Mă bucur mult de tot pentru că este în această seară alături de dumneavoastră. Ați remarcat, sunt convins, o voce de o rară frumusețe și, dincolo de această voce, un chip angelic, un om minunat, o doamnă cochetă, foarte frumoasă. Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Mă simt onorată să fiu aici alături de dumneavoastră în aceste momente frumoase. Și am venit ca să vă împărtășesc și dumneavoastră o parte din emoțiile mele. Despre emoțiile dumneavoastră și despre tot ce este frumos în lumea muzicii vorbim imediat. Vreau să le spun celor de acasă că în câteva momente voi veni cu darul și cu multe surprize, pentru că știu că în fața micului ecran sunt foarte mulți români care ne îndrăgesc. Așadar, momente frumoase pentru dumneavoastră. Foarte multe mesaje în această seară. O emisiune frumoasă, o emisiune de ținută. Te rog, Laura. Și artista Laura este foarte frumoasă și o felicit. Și vă felicit pentru
pentru că în fiecare seară ne aduceți cântece frumoase și oameni minunați. Sunt foarte multe mesaje primite pe pagina noastră de Facebook și le mulțumim tuturor telespectatorilor. Ce face Laura în timpul liber, când nu cântă? Sau nu are timp liber? Ce-i drept, în ultima perioadă am avut câteva zile de concediu, de-aș putea spune că am avut puțin timp liber. Dar, în general, încerc să împletesc utilul cu plăcutul. Mă preocupă anumite activități legate de școală, deoarece băiatul meu se pregătește acum pentru examenele de viață, examenul de bacalaureat și după aceea de facultate. Mulțumim, avem emoții așadar. Și încercăm să, în timpul liber, să petrecem câteva momente frumoase împreună, așa fel încât să ne încărcăm bateriile și să o luăm a doua zi. Să vă încărcați bateriile și să faceți lucruri frumoase, să fiți fericiți și iubiți, să fiți fericiți și dumneavoastră. Iar acum câteva surprize pentru cei de acasă, pentru prietenii mei dragi și minunați. Dragi prieteni, am revenit la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Întâlnirea Românilor. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că de fiecare dată ne așezați în topul audiențelor. Și le mulțumesc și artiștilor care ne trec pragul casei. Iată, în această seară ne-a trecut pragul casei artista Laura, o artistă care cântă de foarte mulți ani. Dar dincolo de cântecul popular, vreau să vă spun că este asistent medical la Spitalul Clinic Județean din Constanța. Iată, de 22 de ani lucrează în cadrul medical. Este omul care alină sufletele noastre prin cântecul, prin muzica ușoară, că muzica ușoară ne aduce în această seară, dar și prin meseria asta pe care o practică, pentru că de multe ori sunt convins că le mai cântați așa, le mai fredonați și pacienților. Sau nu? Niciodată nu se întâmplă? Din păcate, nu prea este timp acolo de cântat, dar pentru faptul eu, sincer, iertați-mă, dacă aș fi, aș cânta, pentru că știu că este o terapie, este un medicament pentru sufletul omului. Ați văzut? De ce zic acest lucru? Când avem o problemă, eu când sunt bolnav și încep să cânt sau mă uit la televizor, ascult la radio muzică, parcă am uitat de toate problemele. Poate că n-ar fi rău să faceți și lucrul ăsta. Bineînțeles, dacă vă și permite acolo da, sistem. Nu ar fi un lucru rău. Probabil că această terapie prin muzică ar ajuta foarte multe persoane să depășească anumite momente critice, dar din păcate actul medical îți ocupă cea mai mare în parte din timp. În ce secție lucrați? Secția de interne. Da. Am înțeles. Și sunt foarte multe cazuri. Secția de medicină internă are o cauzuistică destul de variată. Și atunci trebuie să acordăm în primul rând la chirurgie, la interne, la medical, da. Și în măsura în care mai există timp, dar nu prea există, probabil că în anumite situații mai avem niște discuții tangențiale cu unii pacienți care se simt un pic mai bine, dar cel mai mult contează încurajările și vorbele frumoase, chiar dacă unii dintre ei se află la limită. Noi încurajăm și observ, cel puțin eu am observat în urma cuvintelor pe care le-am adresat, o urmă de speranță în colțul ochiului. Mi se pare normal să fie așa, pentru că aveți o vorbă caldă, vocea vă este așa catifelată și nu este o voce care să deranjeze. Mai ales că, iată, lucrați într-un sistem unde omul are nevoie de așa ceva. Așa este. Dați-mi voie să vă felicit pentru că am văzut un afiș și m-am bucurat foarte mult să vă văd acolo. Un afiș cum că vara asta cântați pe litoral alături de nume mari ale muzicii ușoare, ale muzicii populare. Felicitări! Vă mulțumesc din suflet. Da, într-adevăr, este prima mea experiență de o asemenea învergură. Mă voi afla pe litoral alături de Maria Dragomiroiu, Gheorghe Gheorghiu, Raul Nicu Paleru, Paul Stângă și mulți alții. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Și eu vă doresc mulțumesc binele suflet. Din lume. Și vă să mulțumesc. Ne vedem sănătoși și frumoși, așa cum ne-am văzut în această seară. Repet, sunteți o doamnă cochetă, sunteți o doamnă frumoasă.
aveți mulțumesc, tot, tot ce trebuie, glas, frumusețe, sunteți mulțumesc absolut minunată, cu drag. Mulțumesc. Vă invit acolo la locul de cântat, doamnelor și domnilor, pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături de noi până la final, pentru că în câteva momente vor veni în fața dumneavoastră două interprete dragi ale muzicii populare, Mamă și Fică. Despre cine este vorba, vedeți imediat. Acum ne cântă Laura. Felicitări, felicitări, dragi prieteni, rămâneți alături de noi, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt alți interpreți care vor veni în fața dumneavoastră. Mulțumesc frumos, doamna Laura, mulțumesc. Și eu, mulțumesc. Dar nu știu ce se întâmplă cu mine, că iar mi s-a desfăcut nasturile, probabil că de la căldură. Dar nu e rău, nu?
Da. Dragi prieteni, vă invit să rămâneți alături de noi până la final, pentru că vă spuneam că în această seară am foarte mulți invitați. Sunt prietenii mei, sunt prietenii dumneavoastră, sunt artiștii care de fiecare dată au știut să încânte sufletele dumneavoastră. Acum, alte invitate, alte prietene de ale mele, priviți-le, Camelia Conovici-Vulpoiu și fiica ei, Alina Coman Conovici. Fericită-i mama mea că m-a ascultat de ea. La casa mea am plecat și a nisfat am urmat. Fericită-i mama mea că m-a ascultat de ea. La casa mea am plecat și a nisfat am urmat. Îmi spunea mama înainte să fii bună și cu minte, să fii bună fata mea, să o iubești pe soaca ta. Dacă vezi că-i supărată, dar și nu căuta ceartă, să vezi cum se liniștește și cu dragoste îți vorbește. Zic mereu de soacre, cum că ar fi poame acre, dar cu soacra faci ce vrei, dacă știi cum să o iei. Toate zic mereu de soacre, cum că ar fi poame acre, dar cu soacra faci ce vrei, dacă știi cum să o iei. Zic ca ea și fac ca mine, dacă vreau să-mi fie bine, însă eu știu ce să fac, acum doar voia și tac. Zic ca ea și fac ca mine, dacă vreau să-mi fie bine, însă eu știu ce să fac, nu-i întorc voia și tac. Așa o soacră bună, toate în casă merg strună. Am ce inima-mi poftește și bărbatul mă iubește. Cu așa o soacră bună, toate în casă merg strună. Am ce inima-mi poftește și bărbatul mă iubește. Ascultă, fată, la mine, că-am făcut și eu ca tine. Am fost și eu tinerea și-am făcut ca mama mea. Fetelor, ascultați, atunci când vă măritați, de vreți bine să vă meargă, să n-o supărați pe soacră. Nu o supărați pe soacră, că e vai și amar dacă supărăm soacrele. Le salutăm pe toate soacrele. Doamnelor și domnilor, înainte de a vorbi cu invitatele mele dragi și speciale, vreau să vă invit duminică 30 iunie de la ora 16 să urmăriți la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre, un frumos festival. Festivalul Izvorul Minunilor. Un festival realizat în localitatea Rieni din județul Bihor. Pe scena festivalului interpreți dragi ai muzicii populare. Este o adevărată sărbătoare, veți vedea, duminică de la ora 16. M-am bucurat foarte mult să fiu gazda acestui festival și acolo m-am întâlnit cu foarte mulți oameni. Iată, peste 2400 de români au venit la această sărbătoare. Rieni, localitatea Rieni, a devenit așadar capitala cântecului popular. Veți vedea, nu uitați, duminică, 30 iunie de la ora 16, la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre, acest mare festival, festivalul Izvorul Minunilor. Și vreau să mulțumesc din tot sufletul pentru invitație domnului președinte Viorel Micula, domnul președinte al Centrului Național Media, un om minunat, un om care a avut încredere în mine. Îi mulțumesc încă o dată din tot sufletul și din toată inima pentru că face lucruri frumoase și pentru că, iată,
păstrează vie flacăra folclorului românesc. Flacăra cântecelor noastre o păstrează și invitatele mele, pentru care am un deosebit respect. Camelia Conovici Vulvoiu și superba ei fică Alina Coman Conovici. Să rămână, bună seara! Bună seara, bine te-am găsit! Bună seara, bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toți! Așa, de luni nu ne-am mai văzut, nu așa ne-am că... mai văzut, așa sigur că da. Să știți că am primit multe mesaje și v-ați bucurat de o audiență uriașă, credeți-mă, foarte mulți, 130.000 de români s-au uitat luni la noi. Nu este dă nevoie să le mulțumim puțin. Și noi tuturor celor care au fost alături de noi luni și nu numai luni, tuturor celor care se uită la noi, ne iubesc și, de ce nu, le întoarcem aceeași dragoste și noi. Suntem fericite când se întâmplă acest lucru și să știi că orice artist cred că este fericit când îi se întâmplă așa. M-am bucurat foarte tare când mi-ai spus. Da, sunt convins că sunteți fericiți, pentru că și eu, ca și realizator de emisiuni, sunt foarte fericit să văd că oamenii se uită la emisiunile noastre. Asta înseamnă că munca noastră nu este în zadar. Înseamnă că ceea ce facem noi, facem bine. Mai și greșim, că este normal, este omenește, este firesc să greșim. Așa este. Dar atunci când mai greșim, vă rugăm să ne iertați, dragi telespectatori, pentru că nu o facem cu intenție și știți vorba aia. Cine nu muncește, nu greșește. Alina, mă bucur să te văd la fel de zâmbăreață, la fel de frumoasă, semeni foarte mult cu mama ta, parcă ați fi două surori, nici de cum, chiar mamă și fiu. Surori. Așa, deja deci, înainte așa să vă prezint, surori, da? Da, cum vrei tu, noi nu ne supărăm nici cum. Sunteți minunate și știți că vă iubesc foarte mult. Am și o mare, mare stimă pentru aceste artiste. Sunt artistele sufletului meu. Sunt artistele care niciodată nu m-au condiționat. De fiecare dată când le-am cerut ajutorul, mi l-au dat și mi l-au dat necondiționat. Așa cum spuneam, mă bucur că suntem împreună, Alina. Și noi ne bucurăm. Mulțumim din suflet. Oricum, tu ești un om minunat. Meriți foarte mult și de fiecare dată ne dorim să fim alături de tine. Mai sunt momente în care, într-adevăr, nu avem posibilitatea, dar facem cât putem de mult și ne dorim să venim cât. Așa, pentru că sigur, alte artiste așteaptă să vină aici, dar mai avem până vin alte interprete mari. Nu vă spun despre cine este vorba, rămâneți alături de noi. Alina, te invit la locul de cântat și apoi pe mama ta. Ascultați cântece frumoase. Ce-ntreb dacă mi-e bine, nenic al meu, când ai plecat de lângă mine, puiul meu. Inimioara te dorea numai pe tine, să-mi fie alături la rău, dar și la bine. Eu te blestemam, neiculița al meu, după mine, neică să-ți pară rău. Eu te blestemam, neiculița al meu, și cât vei trăi, și-mi spuneai doar vorbe goale, puiul meu. Aveam inimioara frântă din iubire, dar sufletul mă îndemna să fiu cu tine. Eu te blestema, neculița meu, după mine, neică să-ți pară rău. Eu te blestema, neculița meu, și cât vei trăi, să nu poți iubi. Ce oare te-am iubit, necuțal meu, sufletul ți-am dăruit, puiuțul meu. Doi fi fericit vreodată, nenic al meu, roata vieții o să se-ntoarcă, puiul meu. Eu te-i blestema, neculița meu, după mine, neică să-ți pară rău. Eu te-i blestema, neculița meu, și cât vei trăi, thank you.
face voile toate, nu zice că nu se poate. Pentru inim greu muncește, niciodată nu obosește. Le face voile toate, nu zice că nu se poate. Pentru inim greu muncește, niciodată nu obosește. Iar ei se întreabă
falsele jurăminte. Toți flăcăii fac păcat pentru un pic de sărutat, pentru un pic de sărutat, măi. Se jură pe inimioară pentru un pic de gurișoară, pentru un pic de gurișoară. Cu dulceața ei te-nbată, bată oar vina s-o bată. Dragostea e tare coață, de călcâie ți se agață, de călcâie ți se agață. Te plimbă după iubit, izor până n-a sfințit, izor până n-a sfințit, mă. Pentru un flăcău nu-i lege, inima lui poate alege una, două, chiar și zece. Dacă-i cade pălăria, el nu-și pierde omenia, el nu-și pierde omenia. Pentru un flăcău nu-i lege, inima lui poate alege una, două, chiar și zece. Dacă-i cade pălăria, el nu-și pierde omenia, el nu-și pierde omenia. Ce cântece frumoase, texte extraordinare. Doamna economist Alina Coman Conovici ne-a cântat așa pe sufletul nostru, al tuturor. Să știți că dacă aveți nevoie vreodată și nu știți să faceți un calcul, să apelați la ea, că ne ajută ea. Apelați cu încredere. Da. Cum se împacă cântecul popular cu meseria pe care o practici, iată, cea de economist? Foarte bine, pentru că în cazul în care aș fi făcut doar partea aceasta, care îmi place extraordinar de mult, și anume muzica, cu siguranță cred că ar fi devenit o rutină. Și n-ar fi fost făcută cu atât de mare plăcere. Așa că eu consider că este un lucru extraordinar dacă pot să îmbin două meserii distincte, este ceea ce trebuie. Spune-mi, te rog, soțul tău, stai un pic, mama, stai un pic. Soțul tău, te înțelegeți, înțelege meseria asta a cântecului? Că cea de economist, sunt convins. Și el este economist. Atunci te înțelege și mai bine. Siguranță. Dar pe cea a cântecului o înțelege? Da, o înțelege și, bineînțeles, m-a susținut de la bun început. În momentul în care am mers pe acest drum al cântecului, i-am spus că mi-aș dori să fie alături de mine, să meargă cu mine la evenimente, cel puțin să mă susțină o perioadă de timp până când o să pot să trec de acea primă etapă a emoțiilor și poate să am pe cineva acolo lângă mine, să știu că mă susține cineva necondiționat. Și mai am o întrebare. Spune-mi, soțul tău se împacă bine cu soacra? Da, se împacă foarte bine. La fel de bine mă împac și eu cu soacra. Deci să mă întreb pe mine. Așa e, cum e cu ginerele? E ok, e băiat bun? Este, într-adevăr, este. Și când spun cu toată gura, spun că este. Pentru că eu l-am luat ca și a fi copilul meu. Ne înțelegem foarte bine. Și să știi că atunci când a cunoscut-o pe Alina, este mult de povestit, dar așa în câteva cuvinte pot să spun că eu eram la Ansamblu Chindia și el era contabil la Ansamblu Chindia. Ah, și deci cunoaște, băi, dacă colegii asta mei, păi nu, colegii mei au spus, uite, Camelia are o fată frumoasă și zice, păi, dar nu pot să mă duc dacă nu mă primește, dacă nu mă lasă. Și apoi a venit și a intrat în vorbă și uite așa, am pus de o vorbă și apoi restul a, da, deci a rămas înțeles, pe ei. Deci erați cunoscuți, adică vă cunoșteați. Da, eu îl cunoșteam foarte bine de la ansamblu. Lucrați la aceeași instituție. Da, îl cunoșteam foarte bine de la ansamblu și de ce să nu spun, mie mi s-a părut un băiat extraordinar. Mai dinainte, să zic așa, a știut și ce caracter are și a știut că este potrivit pentru fiica dumneavoastră. N-a urmat să puneți o vorbă bună. Restul n-am pus o vorbă bună, nu. A, nu? Nu. Restul a rămas pe ei. I-am lăsat pe ei să facă ce vor. Dacă vor bine, dacă nu, nu. Păi și nu este mai bine așa, doamna Cami. Tinerii, copiii noștri, doamne,
cu cine vrea băiatul meu. Acum am dat exemplu pe fiul meu, pe Irinel. Dacă lui îi place, că e săracă, că e bogată, că e de altă nație, că nu contează. El trebuie să se simtă bine, el trebuie să fie fericit. Nu eu. Păi trebuie să aleagă el. Este normal. De ce să aleagă așa? Tata, de ce să aleagă mama, este de ce să aleagă așa? Fratele și în casă trăiesc ei amândoi. Exact. Nu eu, nu altcineva. Și atunci dacă trăiesc ei amândoi, trebuie să se înțeleagă. Și bineînțeles, dacă se iubesc și dacă simt că sunt bine amândoi, atunci de ce nu să rămână împreună și o viață întreagă? Asta este o gândire sănătoasă, să știți. Da. Zdravă-nă! Da, da, să rămână o viață întreagă împreună. Eu mă bucur tare mult pentru faptul că suntem diferiți. El este mai calm, eu sunt foarte agitată. Deci ne completăm foarte nu bine. Nu spune că ești agitată tu. În viața de zi cu zi așa sunt. A, da? Da, da. Da, dar important e foarte... cum se comportă în lume. Sunt foarte organizată și probabil de aici și partea aceasta de calmitate din exterior. E bine că poți să fii așa. Eu recunosc că mie ce mie îngușe și încăpușe, știi vorba? Dacă mie, uite, vezi, m-am scărpinat, zice că la televizor, domne, chiar dacă ai ceva, stai acolo. Așa. Nu, dacă vine să mă scărpin, dacă vine să mă șterg, că așa simt. E normal, e firesc. Suntem oameni și până la urmă am încercat, sincer să fiu, am încercat să fac unele lucruri, că, nu știu, să mă stăpânesc în... Să nu mai fac unele și lucruri după care... ce termin emisiunea, ce să fac? Să-mi rupă din nu cap? Deci nu. Eu vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Cum are, vă doresc drag, numai bine. Cum are, drag. Mulțumim. Și venim de fiecare dată cu știu, plăcere. Și vă iubesc din tot sufletul și meu. Noi. Și nu sunt vorbe așa la întâmplare, ci doar de dragul de a le spune eu la televizor. Eu chiar vă iubesc și vă stimez foarte mult. Știm. Îmi sunteți oamenii, atunci când am avut nevoie de sprijinul dumneavoastră, repet, mi l-ați dat necondiționat. Cu drag de ori de câte ori este nevoie. Și vom face în continuare același lucru. Mulțumesc, mulțumim din toată inima. Vă invit acum la locul de cântat. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, un alt cântec frumos interpretat de Alina Coman Conovici și Camelia Conovici Vulpoiu. Rămâneți alături de noi imediat două artiste iubite de marele public. Acum cântec frumos, cântec muntenesc. Că sunt prea frumoasă. Stai așa, fetița mea, nu te grăbi, că vine și vremea ta într-o zi. Nu grăbi la mărita, că nu-i ușor, și de viața ta de fata îi se duci dor. Lasă-mă, măicuța mea, mi-am găsit jumătatea. Mai lasă-mă și de-mi pace, vreau să iau pe cine-mi place. Stai așa, fetița mea, nu te grăbi, că vine și vremea ta într-o zi. Nu grăbi la măritat, că nu-i ușor, și de viața ta de fata îi să duci dor. Măicuță, te-aș întreba, când erai tu tinerea, ai făcut ca mama ta sau ce ți-a zis inima? Stai așa, fetița mea, nu te grăbi, că vine și vremea ta într-o zi. Nu grăbi la măritat, că nu-i ușor, și de viața ta de fata îi să duci dor. Eu te ascult, măicuța mea, inima vrea altceva. Aș vrea să te înțeleg, dar pe drumul meu eu merg. Stai așa, fetița mea, nu te grăbi, că vine și vremea ta într-o zi. Nu grăbi la măritat, că nu-i ușor, și de viața ta de fapt ai să duci dor. Dragii mei prieteni, rămâneți alături de noi. Vreau să vă invit duminică, 30 iunie, de la ora 16, să urmăriți un mare festival, Festivalul Izvorul Minunilor. Un festival realizat în localitatea Rien din județul Bihor. Pe scenă vin interpreți din aproape toate zonele folclorice ale țării. Peste 2400 de români au venit să se bucure de frumusețea cântecului popular, dar și de muzica ușoară. Veți vedea dumneavoastră
dumneavoastră. Dacă vă uitați la noi, duminica asta, în 30 iunie, de la ora 16, iată, la televiziunea Favorit, festivalul Izvorul Minunilor. Am să o rog pe prima artistă, pe Daniela Cernea, că despre ea este vorba, să meargă la locul de cântat, pentru că a pregătit cântece frumoase pentru dumneavoastră, cântece extraordinare a pregătit și Florica Jinga. Așadar, două interprete de frunte ale cântecului muntenesc. Ce cântec frumos, o piesă extraordinară, o piesă de suflet. Sunt convins că această melodie a ajuns la sufletele tuturor celor prezenți în fața micului ecran. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, că în această seară, iată, la Întâlnirea Românilor, cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, vin artiști dragi, două interprete de frunte ale cântecului muntenesc, Daniela Cernea, superba Daniela Cernea, și superba Florica Jinga. Bine ați venit!
Bună seara, bine te-am găsit. Ne bucurăm pentru invitație. Bună seara celor de acasă. Ce să spun, suntem bucuroase că ne-ai invitat. Bună seara, Georgel, și mulțumesc mult pentru invitație. Bună seara și telespectatorilor noștri, fără de care noi am fi mai triști, să așa zicem este, așa. Să știți că în această seară, tema emisiunii, o facem de acum tema emisiunii, să zicem, cu jumătatea sufletului, nu știu dacă se încadrează. Că nici eu n-am pe nimeni, cred că și voi sunteți toți singure sau sunteți cu... Dar nu vrei tu să găsești să găsim o altă. Hai mă, să zicem, hai mă să zicem de jumătate. Spun și eu, spune și voi, da? Mai avem, nu mai avem, de ce? De ce mai jumătate? Tu jumătate, eu de ce vrei jumătate? Dragă, ne vezi pe... Păi stai mă, știi de ce vreau să vorbim întregi? De jumătatea asta? Uite, n-am o jumătate să mă duc la mare. N-am o jumătate, vreau să plec la munte și n-am cu cine. Dragă, dar ne vești întregi. Sunt în căutare, stai să-mi scriu numărul de telefon. Pun aici, mare, dar de fapt îl aveți pe Facebook. Mă, eu nu mai vesele. Caut, mie mi-a ajuns. Ți-a ajuns. Lasă, știi cum, dacă n-a știut cel, cea care a fost lângă noi să ne aprecieze atunci când a trebuit, acum e prea târziu. Știți că sunt tot felul de cântece și sunt cântece poate de multe ori izvorâte din sufletele noastre și povești adevărate. Ați rămas la fel de frumoase, chiar dacă nu aveți jumătăți, dar sunteți întregi. Dar uite ce ne faci tu, dar suntem așa de întregi, de nu se poate. Nu, nu ne lipsește. Bine, eu atunci vorbim despre vacanță? Din punctul meu de vedere, mie nu lipsește nimic. Bine, vorbim despre vacanță, despre dar vreau vacanță, să vă întreb puțin, plecați în vacanță, da? Păi și dacă spunem, de unde să știi tu? Păi nu trebuie să știu cine e persoana, dar îmi spuneți după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți, ne întoarcem. Iată, un alt cântec frumos, un cântec prahovean. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, că avem ședință în această seară, avem dirigenție,
Le întrebăm pe artiste unde merg în vacanță și cu cine merg în vacanță. Daniela. Acum eu știu ce vrei să zici, dar ce, dacă o jumătate a plecat, nu mai poate să ia locul încă o altă jumătate? Cum să nu? Păi vezi? Deci nu e singurică, da? Glumesc deocamdată, dar... Deocamdată ești cu surioara ta. Da. Și se poate merge... Se poate merge în concediu și cu restul familiei, și cu prietenii, nu? Așa e, nu neapărat cu jumătatea, că ce, te duci în vacanță să faci ce? Zic ăștia din regie. Dar ce v-ați sărit așa în sus, mă? De-aia vă duceți în vacanță? În loc să stați liniștiți, să stați pe plajă, să depănați amintiri, să citiți reviste, să faceți, să completați. Să vezi răsăritul de soare. Exact, iau. Da, asta faceți când mergeți în vacanță? Da, da, eu plec, zi-mi, într-adevăr, luna viitoare în Grecia. Mai întreba cu cine plec? Da. Cu avionul. Da. Și îl luați și pe avion la plajă, îl puneți acolo să faceți plajă împreună? Da. Unde da, zis? În... În Grecia plec și mai peste o lună plec în Capadocia. Deci, păi da, în câte vacanțe plecați? Eu plec în foarte multe vacanțe, spun foarte sincer, vreau să recuperez. Păi și pe Andrei nu-l luați, pe Noro nu-l luați? Ei de-abia s-au întors acum, stai dragă, dar ei pleacă cu jumătatea lui. V-am spus, v-am spus, vedeți? Păi, singură nu cred că mai plecăm. A zis cu avionul, am înțeles, așa-l cheamă avionul. Mai plecăm și în familie, după știi și tu și telespectatorii dragi, am un băiat drag, am și o noră și un nepoțel de... Cum stă treaba cu nepoțelul? S-a apucat de cântat? Să știi că s-a apucat. Vreau să spun, dacă eu știam mai de mult că vin în seara asta aici, îl luăm și pe el. Uite, data viitoare să-l luați. Să știi că da, i-am făcut un cântec. Din păcate n-am intrat în studio cu el, dar el va promite că ceva va cânta. În comparație cu băiatul meu, care eu puteam să, pot să-mi dau seama ce cântă după versuri. Îți dai seama ce voce are băiatul meu. Dar băiatul meu este foarte bun cu motocicletele, cu sportul. Și dacă nu simte el, nici nu trebuie forțat. În schimb, nepoțelul simte. Simte muzica, simte dansul, deci... Și asta este cel mai important lucru. Da, îi mulțumesc filuței Bogdan pe această cale. De fapt, repertorul meu aproape tot este făcut. Da. Mi-a făcut un cântec foarte frumos pentru Filip. Deși îl fredonează, dar n-am avut timp. Eu au fost în vacanță, dar abia s-au întors marți din vacanță. Și acum e rândul mama soacră, nu? Bine, când veniți, îl aduceți și pe el. Doamnelor și domnilor, să știți că artistele nu doar că sunt machiate, sunt cochete, sunt așa cum le vedeți dumneavoastră la televizor. Să știți că artistele de multe ori se cațără și prin copaci, adună cireșe, adună vișine. Acest lucru l-a făcut ieri artista Florica Jinga. Mâine Daniela Cernea merge la țară să-și facă același lucru. Să fac același lucru. Să știți că ele gătesc foarte bine. Își fac curată, spală, fac dulceață. Mi-a zis Florica Jinga că face o dulceață de vișine, de uite, mi-a lăsat gura apă. Deci să știți că și ele, și artistele fac treburi gospodărești. Câtă treabă? Foarte multă să treabă. Să știi că mi-a adus și mie în vișine, că eu n-am la țară decât unul. Și am vorbit cu ea la telefon și am spus, mă, dacă tu ai atât de mult, sunt te rog să... Georgel, sunt în mașină să vedem ce face diseară din ele. Dar de ce? Că eu am decât unul. Ce înseamnă decât unul? Dar cât îți trebuie? Păi Florica are mai mulți. Păi și ție are o grămadă de copaci. Să faci de... ce? Faci... Nu, Georgel, hai să spun. Dulceață. Are prieteni mulți, normal. Georgel, eu vin de la Provița de Jos, o comună foarte frumoasă lângă Câmpina. Întâmplarea face ca acolo, în grădina noastră, nu sunt unul, sunt 10 de vișini și a dat Dumnezeu în acest an un rod de nu se poate, parcă nu-s frunze câte vișine sunt în pom. Eu nu știam că o să vin în seara asta la tine și când tu m-ai sunat eu deja le culesesem, fusesem deja în pom. Deci gata, eu m-am asigurat 4-5 borcane cu dulceață de vișine. Și vreau doar să termin. În momentul... N-a zis da, nu, că nu vă las. A zis da sau? Că era vorba de vișine. Da, nu, vedeți? Au colegi. Lasă că îți mai aduc eu, George. Vezi, mai darnică, Daniela. Eu. Nu, ți-a adus și eu. Și eu, venind la tine, când să le fac pe toate? Că știi, și astea au un rost. Dacă nu le faci imediat, se strică. Spunându-i lui Daniela, zic, lasă că îți aduc eu jumătate. Și așa am făcut. Păi stai, dar peste multe, din câte știu eu, dacă aruncați așa un kilogram, două de zahăr... Da, dar nu le arunci cu și cu sumbur. Mai trebuie să te mai chinui să scoți și acei sumburi din ele. Dar, da, eu recunosc că dulceața nu știu să fac. Ba da, îți aduc tot ce vrei tu.
tu. Și dacă Daniela mă lasă, ce i-am adus ei, îți dau ție din mașină. Nu, că dacă nu i-am făcut, eu nu știu să fac. I-am adus eu ei niște dulceață făcută. Nu, lasă. Vorbesc de aia. Dar nu glumesc, că nu sunt o gospodină. Să știi că nu mă dau așa în vânt să fiu, vai, nu știu ce gospodină. Dar îmi place cât uși de cât să fac. Daniela este, că am fost la ea acasă de mai multe ori și știe să facă. Vezi de treabă, m-am pregătit atunci, dar deloc nu-mi place în bucătărie. Păi nu că place, dar știi să faci. Dar stai un pic, dar a făcut de toate. Ochiuri, cartofi și niște cârnați. Ei, nici deci, chiar așa mă faci de râs. Nu, asta ai făcut, nici mai știu. Nu m-a făcut prăjitură, țin minte, când ai primit frumos. Dragă, când știi că vine m-am pregătit musafir, atunci, da. Când știi că ai musafir, dar de regulă acum chiar... N-a fost cumpărată. Chiar vorbesc serios. Nu-mi place deloc în bucătărie, mai bine... La fel și eu. Calc o zi întreagă. Mă, și eu le leudai, spuneai că merg în bucătărie, că fac cântărețele, artistele, ce nu... Nu, spus, urma să spun partea bună. Facem de toate, dar nu așa abundent. Adică nu... Facem dacă, că trebuie. Da, păi dacă nu aveți... Pentru cine face atât de mult. Ajungem tot la jumătate. Vedeți, cum ne o dai, cum o dai, că tot acasă, acolo. Ne vin copii, uite, mie îmi vin copii acasă. Când s-au întors din Grecia... Vin în fiecare zi? Nu, chiar în fiecare. Nu, eu am noră foarte gospodină, deci gătește foarte bine. Dar când poate și mama soacră face. Da, dar nu e bine, acum vorbesc serios, nu e bine să aveți un suflet cald lângă dumneavoastră, să vă întoarcă pe stânga, pe dreapta, să vă ia în sus, să vă arunce de trei ori, să vă prindă o singură dată, să vă duceți la mare. Vreau un suflet, până luăm un cățeluș, un pisoi. Da, să știți că au dreptate și nu mai dai nicio explicație, hai, unde da. Ai fost. Nu te mai cerți. Exact, nu mai speli, nu mai calci, nu mai... Nu te mai superi că te înșală, nu te mai... Păi de ce se întâmplă? Mi-a scăpat. Nu cred că există un bărbat care să-și înșele soția sau iubita. Aoleu! Eu nu cred că există așa ceva. Nu? Ați auzit amândouă? Aoleu! Lasă, să fie ei sănătoși, știți vorba aia. Voi să fiți sănătoase, sunteți iubite de public, ați rămas aceleași femei frumoase și talentate, aveți familii frumoase și Daniela are un băiat, da. Normal. Noi glumim în are fața un băiat publicului. Și uite, acum e la casa lui cu o fată așa din așa China, ai zis, da? Da, cu o chinezoaică, dar asta e soarta, ce să facem? Important e să fie ei sănătoși, să se înțeleagă. Și el s-a mutat la ea, s-a aplicat în China? Cum e treaba? Deocamdată și colo și colo, până mai vedem că la ei sunt niște condiții mai drastice, să zic așa. Părinții nu prea acceptă... Serios? Da, mutarea în Europa. Așa e la ei, sunt mai... Cum să zic? Mai... Dar spune-mi, te rog, ei cum se îmbracă? Bine, am văzut în alte țări că nu... Dar cum vedem noi în filmele, costumațiile alea sau alea sunt doar așa, cum doar avem noi costumele populare? Doar când se fac mirese, la ei costumul de mireasă, la, ca la fete, superbe. Da, și rochia este de culoare roșie sau cu motivele alea florale, cum, exact cum se văd. Și băiatul a învățat cât de cât limba... Cât de cât, așa, se descurcă. Se descurcă? Da, se descurcă. De cât timp sunt împreună? Păi, din când a început pandemia, la noi în... Când a început? În februarie. Da. Și ei sunt din noiembrie împreună oficial. Ah, bravo, foarte bine. Da, deci sunt 5 ani, 4 ani, da. Cât, nici nu mai știu, de la de când a început. Și au de gând să facă nuntă, să, adică, sau păi sunt da. Doar iubiți? Nu hai sunt iubiți. În nu, faza de cunoaștere. Nu sunt iubiți. Păi cum, de 4 ani tot? Păi ei, sunt alții care... Sunt împreună, să urmeze și o nuntă. Doriți legal da. Acolo. Ah, da? Da, da, da. O să urmeze păi, și o nuntă. Părinții? Poate să pună părinții... Dar de-abia s-a deschis China anul trecut, că știm cu toții, toată lumea știe că a fost pandemia asta și de-abia de anul trecut lasă, să se iubească deschis. Și dacă ei simt să facă ceva, să facă, să îi lași pe ei să-și facă știi ce... cum, Georgel, plecăm și noi în China. Dumnezeu decide... Păi aș vrea și eu să merg. Daniela, dacă faci nu de acolo și nu mă mergem izbună, acolo cu televiziune, că trebuie, cu tot. Fii atentă că și tu spectacol. Trebuie să te duci cu oamenii acolo. Nu te păi, ducem una singură, da? Bine, până mergem noi în China, hai să cântăm pentru cei de acasă, o invităm pe Florica Jinga. Uite, vedeți că ziceți că am eu ceva cu artistele mele. Singurătate, auzi? Asta ne spune prin cânte. Nu știu de ce, pentru că nu prea l-am cântat. L-am cântat... Păi vedeți că s-a potrivit cu tema l-am făcut acest cântec pentru că multă lume spunea că nu avem pe ecran când se făceau dedicații un cântec de singurătate. Și așa a luat ființa uite, acest sunt cântec. Tare curios să văd ce spuneți e foarte prin frumos acest să cântec. Știi. Singurătatea cu Florica Jinga.
fiecare, că la tine în sat primare,
ia-ți rog de sănătate, să poți să le faci pe toate. Dumnezeu să te ajute, să câștigi mandate multe și eu să-ți cântam de an. Te ești cel mai bun primar. Dumnezeu să te ajute, să câștigi mandate multe și eu să-ți cântam de an. Te ești cel mai bun primar. Ca piatra de moară, agățat de inimioară. El își face cuibul pom, doar în inimă de om. Și stă ca piatra de moară, agățat de inimioară. Într-o zi mi-am pus în gând să merg cu dorul să-l vând, măi. Într-o zi mi-am pus în gând să merg cu dorul să-l vând, măi. Dar n-are cine să-l ia, că de dor plină-i lumea. Și l-au pus în cântece, că de acolo dorul e. Dar n-are cine că de tot plină-i lumea. Și l-am pus în cântece, că de acolo dorul e. Câte doruri am pe suflet, pe toate le-am pus în cânte. Câte doruri am pe suflet, pe toate le-am pus în cânte. Că de mică am știut că atunci când ai dor mult, doar cu cântecul de dor treci prin viață mai ușor. Doar cu cântecul de dor treci prin viață mai ușor. De-acum îl păstrez în sân și cu vorbe dulci mi-l țin. Nu-l mai las deloc să plece, vreau să fac cu el pereche. Doar cu cântecul de dor treci prin viață mai ușor. La fel și eu am făcut, ușor prin viața-mi trecut. Ce cântece și cu ce încărcătură, nu mai zic, de asta, de dragoste, de iubire. Fiți atente, ne scriu foarte mulți telespectatori. Georgel, am 8 vișini, mistreți, mănânc vișinile, arăți foarte bine. Atena Bratosin, ce înseamnă vișinii mistreți? Mistreții, mistreții mănâncă vișinile. Porcii dar, mistreți, da. Adică. Te cheamă să-i pulegi. La microfon am înțeles că vișini mistreți și nu înțelegeam. No, înseamnă că... deci mistreții vă mănâncă vișinile. Are pe acolo, da, mistreți. Am înțeles. Bun,
Ne scrie aici doamna Gabriela Tudor, zice: Georgel, arăți foarte bine, te știu de multă vreme, te rog să nu te... În privat îmi scrie. Te rog să nu te superi pe mine, visul meu a fost dintotdeauna să te văd în boxeri. Doamnă, o să-mi fac o poză când mă duc la mare, așa, în boxeri, și o să pun pe Facebook, că văd că m-a urmărit. Eu te rog să nu schimb formatul emisiunii. Păi nu, nu. Păi stă foarte bine cu cămașa desfăcută. Ba, a, nu mai citesc, gata, că sunt confidențiale. Vedeți? Dacă am zis că sunt singur și mai era să scriu și numărul de telefon. Păi vei da seama ce era la poarta mea. La microfon, la microfon. Ne-ai mai tras și pe noi în discuția ta și pe urmă să vezi și pe la noi pe Facebook. Păi de ce, mă, nu e bine să mergem la mare în 6, zic și eu, sau în Turcia, unde, da? 2, 4, 6. Corect, da. Căutați-ne. Florica Jinga pe Facebook, căutați Daniela Cernea pe Facebook, Georgel Nucă pe Facebook. Hai mă, mă, nu știi de unde sare iepurile, doamna Jinga. Ziceți acum, dar poate vine făt frumos cel care... Dar nu l-așteptăm, e una cel... Păi nu trebuie să, nici nu trebuie așteptat. Atunci când așteptați pe cineva, atunci nu vă iese treaba. Totul se face așa, pe neașteptate. E Daniela, zi. Nu, ăla frumos nu e pentru tine, niciodată. Ăla cu suflet, nu? Am trăit pe pielea mea, așa că știu ce vorbesc. Ăla e al tuturor, așa că... Da, acum, sincer, te-ai vindecat, ești ok, da? Da, da, sigur că da, după atâția ani, evident că da. Și apoi... Ți-a fost greu, acum, că oamenii știu și până la urmă unii nu ești nici prima, nici ultima care... a trecut printr-un astfel de moment. Ți-a fost greu? Ai simțit că îți fuge pământul de sub picioare? Da, recunosc că da. Și vreau să mă și justific într-un fel sau altul pentru faptul că am pus prea mult suflet și am avut încredere de plină într-un om care nu merita încrederea mea. Câți ani ați stat împreună? Eu vă știu și pe tine și pe el și eu am crezut mulți, că... Mulți, nu mai contează. Și eu am crezut... Foarte mulți. Nu, da. Că dacă era un an, doi, dar știu că au fost ceva. Nu, mulți. Mulți. Eu să fiu sincer, la momentul respectiv când am auzit, eu am crezut că e o glumă. Da, pentru că eu îi cunosc foarte bine, am fost în casă unul la altul, am fost colegi la facultate. Și adică... pentru mine este o enigmă cum a putut să se întâmple așa ceva, dar este ori o întâmplare pentru el... nefericită, ori este alegerea lui. Dar, mă rog, nici nu cred că... Mai e bine vorbim vindecată, des... da, vorbim despre sănătoasă, vișine. Așa. Vorbim despre vișine, vorbim despre tot ce vreți despre dulceață, voi. Despre noi, doamnelor și domnilor, glumim, dar să știți că și artiștii au acolo, într-un colț al inimii, o trânsură, dacă să vreți. Să știi că pe noi ne judecă mulți, în sensul sau nu ne judecă, sau crede că noi suntem totdeauna numai lapte și miere, numai zâmbet, sau ne cântăm viața. Nu ne cântăm întotdeauna viața, dar pe aici pe acolo se mai potrivesc câteodată în anumite stări ale noastre. Dar suntem și noi, până la urmă, oameni în afară de platou, de scenă. Vreau să fac o mică completare și să-ți spun, ție, nu ne aude nimeni, că din toată povestea asta am înțeles ceva, dar îmi pare rău că am înțeles prea târziu, că nu mai trebuie să ai încredere în nimeni, în absolut nimeni decât în tine. De acord și nedeacord, nu știu cum să zic, că parcă nu toți, știi, acum știi cum ai făcut, ai băgat pe toți în aceeași oală. Nu, depinde, vezi tu, de om, depinde de situație, depinde... Nici nu știu cum să... Și un alt lucru. Sunt oameni care sunt împreună de ani de zile și e frumos din partea lor. Acolo probabil sunt și unele compromisuri, dar au trecut. Dar sunt oameni care își doresc relații, sunt oameni care sunt fericiți și singuri. Adică nu neapărat că ești singur pe lume, ai familie, adică nu e neapărat o căsătorie, înseamnă numai fericire. Degeaba... Așa este, voi sunteți fericite, eu sunt fericit că v-am avut în această seară aici. Sunt bucuros că le-am putut oferi oamenilor cântece frumoase. Vă mulțumesc din tot sufletul. La cânta se pregătește Daniela Cernea. Doamnelor și domnilor, eu sunt George Nucă și vă invit duminică de la ora 16 să urmăriți la televiziunea Favorit un spectacol extraordinar de frumos. Festivalul Izvorul Minunilor de la Rieni, județul Bihor. Seară bună să aveți! Doamne ajută!
Mâine-i